Copii de diferite vârste s-au adunat în sala de spectacole a Casei de Cultură George Enescu pentru a cânta și dansa la cea de-a șasea ediție a concursului județean de tradiții și obiceiuri. Au fost prezenți elevi din diferite localități din județ, spre bucuria organizatorilor cât și a publicului. S-a făcut într-adevăr spectacol, semn că cei mici au fost pregătiți foarte bine de instructorii lor. La anumite momente, copiii de pe scenă au rupt ropote de aplauze. În cadrul acestei ediții s-au făcut cunoscute tradiții uitate, tocmai de aceea a fost un concurs reușit din toate punctele de vedere. La final, copiii au primit câte o diplomă și multe dulciuri. Important este că unii dintre elevii aflați pe scenă vor participa și la Festivalul Național Flori de pe Mureș, care se va susține anul acesta în Reghin. Premiul întâi, elevei Larisa Cotoi. Și premiul întâi, ansamblului folcloric condus de doamna Maria Dulău din Sfântul. Mențiunea 12 minute în Festivalul Național. Deci dânsa să aleagă ce dorește să prezinte. Fiecare copil de pe scenă a fost îmbrăcat în por popular, fără de care nu ar fi putut participa. Însă, mai important este bucuria fiecăruia în momentul în care a câștigat o diplomă prin care i s-a recunoscut munca și dăruirea pentru tradițiile și obiceiurile strămoșești.